Oh non, chier. Sauce. Îi place foarte mult să se joace cu degetul lui în plus. Salutare toată lumea, eu sunt Zbâr și astăzi o să facem Sister Tech cu nimeni alta decât sora mea, Ioana. Foarte mulți dintre voi m-ați întrebat pe Instagram dacă eu și Ioana suntem frați și da, logic că suntem, adică nu uiți, vedeți cât de mult semănăm. Practic e un Zbâr, mai fată. Exact. Cam așa. La fel de fată, nu? Și Gami ne ajută cu întrebările. Ok, începe să citești tu întrebări de aici. Îmi dai ad pe Fortnite? Nu-ți dau ad pe Fortnite. Ioana are 4 degete? Da, Ioana are 4 degete. Nu arată degetele pentru că nu vreau să primesc age restrict, adică nu știm ce probleme au băieții de la YouTube, dar prefer să nu ar degete în clipul meu. Eu am 6 și ea are doar 4. Asta e. Ne completăm unul pe altul. Da. De ce Ioana seamănă cu un băiat uneori? Serios? Păi folosește filtrul ăla de Snapchat, Ioana, uneori, știi? Chiar credeam că o să fiu un băiat foarte frumos, credeam că o să mânc cu Zbâr. Dar, de fapt, sunt păi un băiat... Păi și stai, care e băiatul frumos? Dar, de fapt, am fost foarte dezamăgit pentru că sunt un bărbat absolut hidos. Zici că sunt bodyguard la un club. De manele. Și zici că e burtă. Da. Burtă de bere și mai eu alb. Bune. Văzut ieri în mall pe scările rulante, erai cu Gami la mall la Băneasa. A, mi-amintesc de tine, tu ești bă, cumva băiatul cu șapcă. Cum se numesc pirații transexuali? Transpirați. Cum e viața cu Andrei? Care din Care dintre ei? Cumva la plural Andrei. Știi că gen cu unul stă și cu unui frate? Exact. Toată lumea mea este înconjurată numai de Andrei. Dați foarte mulți Andrei. Toată țara e înconjurată numai de Andrei, ați nebunit la cap. Bă, dar cred că gen între 97, 98 și 2005 toată lumea a zis, bă, băiat, cum să-l cheme? Andrei! Lasă un comentariu dacă ești născut până în 2005 și ai numele Andrei. Cum e ea soră cu tine dacă tu ești Zbâr și ea e Sfinxul? Ăștia sunt porecle. Au vrut ai noștri să ne diferențieze, așa că eu am luat numele tatălui și ea mamei. De-aia pe unul cheamă Zbâr și pe unul Sfinxul. Este și Gami pe acolo? Nu. Cine Gami? Nu e, Gami nu n-a venit azi. Câți centimetri are la 6 la deget? Atât. Am gândat că împărt. Sper că ne auzim bine. Sper că nu pare că țip. Exact. Bine, pentru oamenii din jur cred că pare că țipăm, dar... Nu, chiar nu pare. E un copil care ne filmează în partea cealaltă. Pe cine iubește Ioana mai mult, pe tine sau pe Gami? Pe Gami, probabil, pentru că eu băteam foarte mult când eram mici. Care e diferența de vârstă? Eu am 16 și are 13. 3 ani diferență. Mâncarea preferată a lui Zbâr și mâncarea preferată a Ioanei? Piept de pui. Ton. Da, e pentru ton. Că e pisică, Sphinx. E ton. Pisicile adoră tonul. Foarte mult ton. Scuzați-mă că mă uit foarte mult în partea dreaptă, dar e un cățel atât de drăguț. Arată fix așa. Ce înălțime am? Tu ai 1,30. Florile preferate? Roz. Cea mea și a lui, tot roz. No. Ce te enervează cel mai mult la fratele tău? Pe mine mă enervează cel mai mult la Ioana pentru că vorbește așa. Parcă e ceva dramatic tot timpul când vorbește. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Este efect scenic. Este efect scenic. Ea tot timpul vorbește așa. Vreau niște lapte cu ton. Uite ce cățel. Cine vrea lapte cu ton? Nu știu, pisicile. Pe mine mă enervează Zbâr că se ia de mine că vorbesc așa, dar și el vorbește tot așa. Ce să vezi, vorbim exact la fel. Eu vorbesc așa din cauza ta, nu că am vrut eu. V-am zis eu, vorbești la fel ca mine. Nu e corect. Eu cred că tu ești un ipocrit, Zbâr. Fratele tău are cumva un canal de YouTube? Fratele tău? Da, are! Nu uitați să vă abonați, băieți, hai la 200.000 repede! Pum, șarpe de acolo, bum, 200.000 sos! Și abonați-vă și la canalul meu de YouTube, care nu există, dar abonați-vă oricum! Care este cea mai amuzantă amintire din copilăria voastră? Împreună! Atunci când aveam 6 ani! Atunci când aveam 6 ani și am mers la mare și ne-am luat ai noștri niște înghețată și eu am mâncat și gen, eu am mâncat prima oară înghețata mea și am vrut să iau și înghețata Ioanei și din greșeală am dat-o pe ea și ghiciți pe cine a certat. Pe mine, că eram mai mare, bă, că avea și fișoare. Nu e foarte amuzant, dar măcar n-am mâncat înghețată, fraiera. Și de-aia arăt eu așa bine și tu ești la dietă. Care sunt lucrurile la care sunteți amândoi buni?
Eu sunt foarte bun la mate. Oh, da, eu sunt foarte bună la chimie. Zi-mi o mulțire, hai. 145 ori 30. 3875. Altceva. Radical din 9. 3. Radical din 125. Ești prost. 5, 2 radical din 5. Atâta doar. Radical din 125? Da. Nu era 15? Nu. Cât e 15 la a doua? 225. Eu nu-s bun la mate, n-am zis că-s bun la mate. Care dintre voi e mai creativ? Eu, obviously. De fapt, Ioana gătește uneori așa de bine încât nici măcar nu dau seama. Gen, uneori mai vine Gordon Ramsay pe la noi pe acasă să o întrebe pe Ioana. Ioana, mai zi-mi și mie ce să mai gătesc acolo, dracu, nu mai am ce să fac. Da, mă dau ăștia afară. Ia, spune-le și lor rețeta ta preferată să vadă ce poți tu să gătești. Nu poți să crezi așa ceva. Rețeta mea preferată, eu l-am învățat pe Gordon Ramsay. Nu știu dacă v-ați uitat, dar a făcut un clip de 10 milioane de subscribe pe YouTube. Este un burger care este compus din carne și în loc de pâinici are ciuperci umplute cu ou. În altă ordine de idei, astăzi Gami a făcut o omletă cu vreo 15 ouă, bacon mult, te-a luat și niște cașcaval pane. Monstru! Care dintre voi cântă mai bine? Oh, eu, clar! Hai să facem un concurs. Deci gata, 3, 2, 1 și sos! Sos! În cantități industriale. Boss, femeia ta îmi dă târcoale. Toți știm că eu cânt mai bine ca voi doi la un loc, adică... Ia cântă-ne ceva. Oh, fără autotune. Ies pe balcon să mănânc salata Caesar. Tot întreabă foarte multă lume când scot piesa aia cu Shelly. O să vă spun acum, o să se numească Fuci și o să scot în vreo 2 săptămâni. O să anunț la mine pe Instagram cu cine o să fie featuring și nu vă așteptați. Adică bine, probabil vă așteptați, dar nu știți. Dar nu anunți că genul nu mai ești. Nu vreau să plece cățelul. Poate ne mai trebuie la vlog acum. Vreau să-l ating. Care dintre voi vorbește mai mult? Eu. Așa. Eu vorbesc mai prost. Care dintre voi e mai atletic? Eu, obviously, am făcut karate. Eu am făcut basket, dar sunt mai în atletic. Care dintre voi doarme mai mult? Eu. No, eu. Care dintre voi citește mai mult? Eu, clar, nu. Eu am citit. Care e ultima carte pe care ai citit-o, zbâr? O sută de chestii pe care vreau să le știu înainte să intru în advertising, parcă. Nu știu. Shit, Ioana? Alaltă eram terminat un roman grafic care se numește Paris. What the fuck, ultima carte citită de mine e Cireșare, din clasa 5-a. Care dintre voi e mai leneș? Eu. Ioana. Nu e adevărat, eu chiar nu sunt leneș. Ba da. Tu ești leneș. Sunt eu mai leneș. Care dintre voi e mai chill? Nu eu. Eu, Ioana tot timpul se crizează. Din orice, mă, da, frate. Din orice. V-am zis, contribuie la efectul scenic. Care este cel mai ciudat obicei pe care fratele tău îl are? Îi place foarte mult să se joace cu degetul lui în plus. E obsedat de degetul lui în plus. Frate, ce zici? Care este cel mai ciudat obicei al meu? Dacă ai fi primit un telefon în care afli că fratele tău este în pușcărie, care ar fi prima crimă la care te gândești? Deranjarea liniștii publice. Gen petrecere. Acolo, în Raho Vegas. A, nu stai, gen, credeam că la ce să mă gândesc eu, dacă e acolo, să fac eu pentru ea și ziceam că dau petrecere, gen, ha. Probabil că a furat un cățel, dracu, sau o pisică de pe stradă. Eu cred că tu ai lăsat un minor să-ți conducă mașina. Care este cea mai stupidă decizie pe care fratele tău a făcut-o? Să stea cu Gami. La fel, să stea cu Gami. Nu vă mai citesc nimic. Care este cea mai deșteaptă decizie pe care fratele vostru a făcut-o? Să stea cu Gami. Care dintre voi doi e mai probabil să aibă o familie mare? Ioana. Eu. Care este melodia preferată a fratelui tău? Orice manea. Nu orice, toate. Pentru că are un playlist de 135 de manele, care se numește Manele Forță. Manele Bombă. Și vezi că Ioana, tu trebuie să ghicezi manea preferată, piesa. Păi nu, am zis că... Manea preferată a lui Zbâr. Am zis că melodia preferată a lui Zbâr e Orice manea. Nu chiar. Gasolina. Nu. A mea e Zâna Zânelor. Cred că Non-Stop de la Drake. Dar ai auzit de Non-Stop, 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 Non-Stop. Andărul, lantă. Nu, gata, nu. Melodia mea preferată e Focuri. For real.
tău. Mie îmi place mai mult Dien. Care mi-e bun la mate? Eu, logic. Care gătește mai bine? Ioana, logic. Să-i pune întrebarea asta măcar. Care dansează mai bine? Ioana. Da, vreți să vedeți cum dansez eu? Vrei să-i faci un sandwich fratele tău? Ce pui în ton. Ton. Nu, nu vreau ton. Nu, am zis la mine ton. Am aprobat ce ai spus tu. La tine, probabil că ți-ai pune ceva cu sos picant. Da. Bine, băi băieți, cam atât a fost cu acest vlog. Sper că v-a plăcut. Dacă încă mai vă întrebați, da, noi chiar suntem frați de când ne-am născut amândoi. Cel mai tare merch îl găsiți pe fiveshop.pv/gami. Cel mai tare, cel mai șmecher. Să-mi dați follow pe Instagram, Andrei Gavril, you know the drill. Follow la Ioana Sfinxul. Dacă vreți să vedeți mai multe chestii de la mine, dați-mi un follow pe Instagram, Andrei Zbâr. Am un cont de Instagram chiar foarte șmecher. I-am pus în costum de baie. Nu uitați să vă abonați și ne vedem la următorul episod. Ceau!